Lămurire la această parte a treia. Istoria cea nouă, din care am cules câteva din povestirile cuprinse în această a treia parte a povestirilor istorice pentru copii și școlari, se desfășoară sub ochii noștri. Este vorba, deci, despre fapte, evenimente, oameni, eroi ai lupte pentru dreptate și libertate, despre oamenii care au trăit și au muncit în ultimii 50-60 de ani. Este o vreme în care s-au petrecut așa de multe și de felurite fapte mari, însemnate, eroice, încât mi-a fost foarte greu să aleg. Am povestit doar câte ceva din acelea pe care le-am crezut mai pe înțelesul vostru, mai pilduitoare. Când vă veți face mai mărișori, de bună seamă că veți afla mai multe, de pildă, cum poporul nostru a luptat împotriva faștiștilor, cum a împiruit greutățile războiului din 1941-1945 și foametea din 1946-1947. Sau cum am construit marile usine și marile hidrocentrale, cum am cooperativizat agricultura și am început să lucrăm pământul cu mașinile, tractoare, semănători, combine. Cum am construit peste munți până la 2000 de metri înălțime, șoseaua numită Transfăgărășanul. Sau cum am săpat canalul Dunăre Marea Neagră și cum am înălțat sute și mii de blocuri în zeci și zeci de orașe noi. Cum am construit grădinițe și școli în fiecare sat și multe, multe case de odihnă și uzine, la munte și pe țărmul mării, să aibă unde învăța, unde munci și unde se odihni toți copiii și toți locuitorii României. La toate acestea, pentru înfăptuirea lor, așa mărețe și strălucitoare cum le vedeți, au muncit milioane și milioane de oameni, printre care se numără bunicii, părinții și chiar frații voștri mai mari. Dacă știți acest lucru, dacă îl înțelegeți bine, și voi veți respecta și iubi tot ce au construit înaintașii și vă fi foarte dorniți și mândri să-i urmați și să-i întreceți.